Amenințările nu s-au oprit după ce ieri bruneta Naba Salem a povestit în direct că fosta ispită de la Insula Iubirii Bianca Popia ar fi pus gând rău. Se pare că scandalul s-a aprins și mai tare. Mai mult, Naba susține că are și imagini în care Bianca o amenință fără reținere. Imagini pe care le veți vedea și voi imediat. Până atunci îl salut pe al nostru coleg de astăzi, Sorin Ovidiu Bălan. Bine, Sărămâna, bună ziua! Iar acum în legătură directă cu noi este Naba Samel. Bună seara, Naba! Înțeleg, Naba, că nu a speriat-o pe Bianca prezentarea subiectului aici la Acces Direct, ci că aceste amenințări au continuat și noaptea trecută. Ce s-a mai întâmplat de ieri până azi? Da, a continuat cu amenințările antecedente, doar că a mai adăugat unele noi. Deci, trecut, prezent, viitor, ea în continuu. În continuu a mers pe aceeași premiză și și-a continuat ideea. Eu una am crezut că dacă fac public acest subiect se va potoli, dar se pare că din contră. Dar amenințările vin din partea și mai tare. Amenințările vin direct de la ea sau de la prietenii? Din partea ei. De la din ea partea direct. Ei. Am înțeles. Direct. De la ea direct, postate pe rețelele de socializare, de la ea prin, adică amenințări legate și de persoana cu care sunt eu acum, sunat la 6 dimineața, amenințat, înjurat și așa mai departe. Tu încă nu ai sunat la poliție, să înțeleg, în legătură cu acest subiect. Păi, nu am sunat încă. Tocmai am și spus, făcând acest subiect public, am crezut că o va potoli. Dar eu mă voi duce mai departe și voi face o plângere penală dacă continuă. Apropo de acest lucru, vreau să vă spun că exact ieri Camera Deputaților a adoptat și e foarte important de înțeles ce se întâmplă și cât de importantă este adoptarea acestei legi. Deocamdată e un proiect de lege pentru că știm cu toții ce se întâmplă în mediul online și pentru că vorbeam și ieri de pericolul a tot ceea ce se întâmplă în mediul online asupra tinerilor care nu mai stau la televizor decât în mod excepțional. Ei acum s-au mutat cu totul pe internet, pe YouTube, pe Netflix, pe HBO, urmăresc vlogger celebri, influencer celebri care ați văzut ce lucruri spun și ce fel de, de postări fac. Deci totul se întâmplă acolo. Amenințările însă pot deveni în foarte scurt timp o infracțiune. Camera Deputaților a adoptat ieri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede incriminarea violenței cibernetice pe rețelele sociale sau în alt mediu online. Ce înseamnă asta? Hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, aici ne situăm noi, Saba, da? Aici te situezi tu, faptul că primești aceste amenințări pe Facebook, pe pagina ta, din partea altor persoane care, chiar dacă nu-și dau identitatea, ele pot fi foarte ușor reperate, pentru că fiecare profil constituit se face de pe un ID, poliția știe toate aceste lucruri și e foarte ușor de găsit. Așadar, amenințările online pot deveni o infracțiune, iar toate aceste lucruri, dacă sunt făcute cu scopul de a face de rușine, de a umili, de a speria, de a amenința sau de a reduce la tăcere victima, clar sunt infracțiuni. Vă spuneam că ieri a fost adoptat acest proiect de lege și eu sunt convinsă că după tamtamul care s-a făcut cu celebru vlogger Colo, va și trece această lege pentru că a fost prea mare trauma, până la urmă, pe care a produs-o el, a fost prea mare șocul și prea mare discuția care s-a creat în jurul a ceea ce poate reprezenta pericol în mediul online. Bun, ne-am întors. Bianca Pop este și ea în legătură directă cu noi. Sperăm că e într-o formă mai bună astăzi. Bună seara, Bianca! Spune că îmi cer scuze. Bună seara! Bună seara, Bianca! Te ascultăm. Ce bună faci? Bună seara! Foarte bine! Mă bucur. Bianca, totuși, înțeleg că de ieri până astăzi nu te-ai cumințit, ci ai continuat cu aceste imagini, la amenințări la adresa Same. Normal. Păi de ce normal? Da, pentru că îmi permit. Pentru că îmi permit. Ce te face să spui că îți permiți? La mine cine greșește, plătește.
auzi, dreptatea o face justiția în general, nu o face o persoană privată, adică nu e dreptatea o fac eu în România. Okay. Nu. E clar că dreptatea o fac eu în România. Da, e clar că nu discutăm la fel ca ieri. N-ai fost ieri, Sorin, dar e lesne de înțeles despre ce e vorba. Bun. Eu, doamna... Te ascult, doamna Sama. Mirela, da. Eu zic să îi opriți Netflix-ul. Trebuie să îi oprim Netflix-ul Biancăi pentru că și-a luat filme de Pablo Escobar și, nu știu, El Chapo pe aici, nu știu. Ea taie, ea spânzură, nu înțeleg acest comportament. Bianca, cu ce anume ți-a greșit Saba? Despui că cine greșește trebuie să plătească. În primul rând este o femeie mincinoasă. În al doilea rând cântă, îi place să cânte la iubiții mei. Și eu nu iert așa ceva. Eu nu cânt la familia ei și la iubiții ei. Ha, ha, hau, hau, mau, mau. Stai un pic, Bianca, cum adică la iubiții tăi? De ce o acuzi pe Saba? Adică îi place să cânte la microfon. Haide să nu. Eu am o rugăminte. E cântăreață, este o cântăreață. Este o cântăreață. Este o actriță bună. Bianca, dacă începem cu astfel de discuții, mă simt din nou nevoită să atrag atenția și să închidem orice discuție. Nu pot să vorbesc. Eu nu, dacă dorești, poți să închizi. Nu mă deranjează. La revedere. Te pup. Nu, stai un pic. Lasă-mă să mă dumiresc și eu. Lasă-mă să mă dumiresc. Doamnelor, mă iertați. Ieri am avut un pic de treabă. Domnișoarelor, iertați-mă. De ce vă certați dumneavoastră? Pentru că îmi permit și îmi place să mă cert cu oamenii care îmi greșesc. Da, am înțeles asta. Dacă ați putea să-mi detaliați un pic. Asta am înțeles-o. Să știți că am ținere de minte. Dumneavoastră vă permiteți în ce sens vă Această domnișoară... Am pachete la buzunare și am cunoștințe și relații și îmi permit. Doamnă, să știți că și eu am cunoștințe și relații, dar nu-mi permit. Și nu știu ce pachete aveți dumneavoastră la buzunare. Am și eu un pachet la buzunare. Și încă ce pachet? Îl cheamă Walter. Mă bucur pentru dumneavoastră. Foarte bine. Vreau să v-am văzut ușor agresiv așa. Să știți cum poate merge cu Mirela, cu mine nu. Nu merge nici cu mine. Eu n-am ce să mai sunt agresivă de la. Eu vreau să mă lămuresc. Sorin, o să te rog, nu mai te vorbești de bună. București e aglomerat și eu am bătut drumul până aici. Deci tu vorbești doar tu când e gata subiectul. Eu anunț doar că merg mai departe. Nu mai îmi bat capul. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară pentru mine. Nu pentru dumneavoastră. E prima oară când vă văd în viața pentru mea. Antena 1. Nici pentru Antena 1. Și eu pentru prima oară vă văd. Păcat, n-aveți televizor? Eu... Nu, sunt așa de ocupat, nu are așa mult vă distrez. Ei, în 20 de ani, de când tot apar la televizor, ați fost așa ocupată, odată, n-ați avut vreme? De când sunt la București de o lună de zile... M-ați văzut și nu m-ați ținut minte, mă gândesc. Am înțeles că vă permiteți, că puteți, dar din ce v-ați luat? Ea este ocupată să facă regii. Cum și datorită acestui fapt nu poate să se uite nici la televizor, nu știe să gătească, știe doar să umple de sculță pe străzi și să mă amenințe și să-mi denigreze imaginea. Iertați-mă că vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Că să știți că mai sunt telespectatori ca și mine, ușor necunoscători al subiectului. Cu ce vă ocupați? Vă întreb pe rând, domnișoara în albastru, că nu v-am reținut numele. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Din ce trăiți? Dimineața, la ce servici plecați? Eu am proiecte muzic. Vinde naftalină, cumpără naftalină și zahăr pudrat. Care mă ajută. Cu ce vă ocupați? Eu te-am lăsat să vorbești. Mă lași pe lăsați să o uităm. Da, am proiecte muzicale, fac anumite reclame. Faceți anumite reclame. Sunt protagonistă la... Da, sunt protagonistă la... Deci serviciul dumneavoastră este de protagonistă. Da, am înțeles. Deci dumneavoastră câștigați bani din muzică. În mare parte. Am diplomă de designer, diplomă de terapeut. Câștig din mai multe. Am înțeles. Știu, am și eu un prieten, finul meu, scurtează pantaloni, așa. Pune termopane, adică e un băiat care știe. O să încerc să mă ne pricepem multilateral dezvoltat. O să încerc cu domnișoara din dreapta, în roz, iertați-mă nici pe dumneavoastră.
Dumneavoastră din ce trăiți, domnșoară? Ia, pot să vă arăt? Eu prezint șmecheria în România. Dumneavoastră reprezentați șmecheria? Se vede. Și aveți vreun ghișeu, da, că aș cumpăra valoare... și eu vreo 100 de grame. Da, vă rog frumos. Ce sunt ale? Eu doar așa ies în oraș pentru că sunt șmecheră. Am carduri, înțeles. Bănuți, bănuți. A, ieșiți cu cardurile în oraș? Da. A, dar le folosiți, de ce da, nu cunoaște? Cardurile, dumneavoastră da. Sunteți bucureșteancă? Nu, nu, sunt ardeleancă, sunt de la Oradea. Am înțeles România. Și folosiți cardurile alea până București ca GPS? Nu ești de la Oradea, de ce minți? Peste tot. De peste tot sunteți. Nu mă deranja, că fetiță, du-te spalte pe față da. Puțin. Și din ce v-ați luat? Am înțeles. Deci amândouă ești sunteți, dumneavoastră, sunteți reprezentanta șmecheriei rând... în România. Am, asta am înțeles. Da. Și da, vindeți sau o țineți numai pentru dumneavoastră? Hai că, sorry.